Arheologii de la Muzeul de Istorie Naturală din Berna anunță într-un studiu publicat că au descoperit o armă, un vârf de săgeată care datează din epoca bronzului, găsită în secolul al XIX-lea, a fost făcută dintr-un material care probabil nu provine de pe planeta noastră. Strămoșii noștri europeni aveau un acces redus la fierul pur, la sfârșitul epocii bronzului, între anii 900 și 800 înaintea erei noastre, lucru care a trezit curiozitatea cercetătorilor. Prin intermediul cercetărilor, ei au înțeles că existau în acea epocă materii disponibile în natură în vederea fabricării unor obiecte de metal, fragmente de meteorizi de metal care au căzut pe pământ. Această armă minusculă cu o lungime de 39,3 mm care cântărește 2,904 grame este este alcătuită în realitate din fier meteoric, fier și nichel și dintr-un izotop radioactiv de aluminiu, care se topește numai în spațiu. Ceea ce a surprins pe cercetători se arată în jurnalul științific este că meteoritul care a permis fabricarea armei găsite în Elveția provine dintr-o țară care se află la câteva mii de kilometri distanță, Cehia, Spania sau Estonia. Potrivit echipei, Estonia este locul din care provine cel mai probabil, având în vedere că un meteorit s-a prăbușit acolo, către 1500 în înaintea erei noastre. Acest asteroid a răspândit numeroase fragmente, inclusiv bucăți mici de fier, cum ar fi putut să fie remodelate cu ușurință în formă de vârf de săgeată. Ei sugerează că arma de fier a fost importată din Estonia, prin mari rețele comerciale, ca cele folosite de către negustorii de ambră, de la Marea Baltică. Autorii acestui studiu lansează un apel către muzeele din Europa, care ar putea deține la rândul lor arme din epoca de bronz, din fier de meteorit, cu scopul de a-și valida teoria și de a încerca să retraseze mai bine călătoria acestor materiale extraterestre relatează Digi24.ro